Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălina a depus declarația de avere la Autoritatea Națională Anticorupție. Veniturile obținute de Drăgălin anul trecut, când era procuror federal în California, constituie aproape 150.000 de dolari. Mai multe detalii ne oferă colegul meu, Radu Osipov. Bună seara, Radu, te ascultăm! Bună seara, Elena, bun găsit doamnelor domnilor. După standardele americane, Veronica Dragalin se încadrează în stratul superior al clasei de mijloc. Ea a obținut din salariu 122.000 de dolari. Asta ar însemna un pic mai mult de 10.000 de lei pe, de dolari pe lună, sau aproximativ 180.000 de lei, dacă e să luăm în calcul cursul leu dolar de anul trecut. În fruntea Procuraturii Anticorupție, Dragalin primește un salariu de șase ori mai mic și totuși un salariu bun pentru nivelul de viață din Chișinău. Din investiții, ea a mai făcut încă 27.400 de dolari. Veronica Dragalin are un profil cu totul diferit de al funcționarilor moldoveni. Ea nu are casă și nici mașină și se folosește de instrumente financiare. Dragalin a contribuit cu peste 350.000 de dolari în două fonduri de investiții, dar are și trei conturi curente deschise la cea mai mare bancă din Statele Unite. Urmează să vedem cum va modela traiul în Republica Moldova următoarele declarații de avere ale Veronica Dragalin. Radu, îți mulțumesc!